lucrările de modernizare a Policlinicii din Strehaia în cadrul proiectului implementat de Consiliul Județean Mehedinți în asociere cu Primăria Strehaia sunt realizate în proporție de peste 90%. La spital, unde lucrările sunt ceva mai ample, proiectul finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală este realizat în proporție de 60%. Secția de clinici poate să înceapă imediat ce se liniștește valul 5, să înceapă spitalizarea, zic eu, continuă, dacă contextul epidemiologic nu permite, măcar de zi. În cursul zilei de ieri, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers alături de primarul Ioan Giura pentru a verifica stadiul lucrărilor de modernizare și reabilitare ale spitalului și policlinicii din Strehaia. Așa cum arată lucrurile, în cursul acestui an, actul medical ar urma să intre în normalitate în această perioadă, făcându-se demersuri pentru licitarea aparaturii și echipamentelor medicale pentru dotarea spitalului. Am revenit în Strehaia pe cele două șantiere deschise la unitățile medicale de aici, respectiv fostul Spital Orășenesc și Policlinica orașului Strehaia, două unități medicale care aveam nevoie de reabilitare și iată că prin eforturile făcute în principal de către domnul primar Ioan Giura, primarul orașului Strehaia, s-a ajuns să se obțină finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, în urmă cu câțiva ani, iar proiectul de reabilitare a fostului spital, iată că se apropie de final. Nu mai sunt foarte multe lucrări de făcut și în 6 luni, 9 luni, cred că totul va fi gata aici, iar apoi putem vorbi de o activitate medicală într-un spital care sper eu să redevină orășenesc într-un spital modern. Reprezentanții autorităților județene cât și ai celor locale depun toate eforturile pentru a veni în sprijinul pacienților din Strehaia și din localitățile din împrejurimi, care au nevoie de servicii medicale aproape de casele lor. De asemenea, aceste unități sanitare vor putea prelua cazurile mai puțin grave din Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, în contextul în care și aici vor începe lucrările de modernizare a clădirii principale și este nevoie de spațiu de lucru. Același lucru putem să spunem și despre Policlinica orașului Strehaia, unde, în urma unui contract de asociere încheiat între Consiliul Județean Mehedinți și Primăria orașului Strehaia, s-au demarat lucrări de modernizare, de reabilitare, de dotare a acestei unități și, la fel, lucrările sunt aproape de final. Era neapărat nevoie să se reabiliteze și policlinica, pentru că un spital nu poate funcționa fără activitatea dintr-o policlinică și mă bucur că am contribuit și noi cu sume consistente pentru ducerea la bun sfârșit a acestui proiect în orașul Strehaia. Primarul Ioan Giura a acordat o atenție deosebită sistemului sanitar din Strehaia. Acesta a făcut toate demersurile pentru ca oamenii din zonă să aibă servicii medicale de calitate în cele mai bune condiții. Suntem într-o etapă destul de avansată a lucrărilor privind reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc din Strehaia. Avem credința că în vara acestui an lucrările vor fi deja finalizate. Ne ocupăm în acest moment de licitația privind dotarea și echipamentele necesare activității, astfel încât în acest an activitatea medicală să fie reluată la parametrii optimi, așa cum a fost proiectată. Ne propunem deja și stabilim cumva strategic împreună cu autoritatea județeană și împreună cu managementul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, ca începând cu luna viitoare, când sperăm ca valul 5 al virusului COVID să se fi terminat cumva, să reluăm activitatea medicală pe secția de cronici și interne, să reluăm spitalizarea continuă, zicem noi, sau cel puțin de zi, dacă contextul epidemiologic nu ne va permite mai mult. Astfel încât, etapizat, să începem activitatea medicală până la sfârșitul anului la capacitate maximă.
În cursul lunii martie s-ar putea relua activitatea medicală pentru secția cronici interne, în funcție de situația epidemiologică în corp finalizat al clădirii spațiului, se va relua spitalizarea de zi și chiar spitalizarea continuă. Stadiul lucrării este undeva de 60%, două corpuri fiind finalizate complete, iar celelalte două sunt în stadiu de finalizare. Lucrarea se desfășoară normal în perioada aceasta și urmând să fie finalizată în vara anului acesta. Strehaia, dar și localitățile arondate au cunoscut o dezvoltare temeinică în ultimii ani. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor se poate observa cu ochiul liber. Primarul Ioan Giura, susținut de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a depus eforturi substanțiale pentru a satisface nevoile cetățenilor.